România, companiile mari, companiile multinaționale, ar trebui să fie obligate de guvern să dea bani la fotbal, la fotbalul profesionist. Cum ți se pare această idee pe care o tot susține Gică Hagi? Nu are niciun noi, mă, de ce să fiu? Ca să aibă echipele din România bugete să intre în Champions League. Păi da, am înțeles asta, dar poate ei vor să dea bani în altă parte, adică ei poate consideră că trebuie să sprijine niște olimpici la matematică, adică nu înțeleg de ce ai obligat. E bună și școala la ceva ca să obligi companiile mari să investească în ceva, într-o zonă, să-și aleagă ei zona. Poți să-i obligi la fotbal, adică poate ei consideră irelevant fotbal sau poate consideră chiar... Zice la fotbal, să-i obligi la fotbal. Păi de ce să-i obligi la fotbal? Asta e întrebarea. Pentru că lui îi place fotbal și poate să se ocupă el. Ok, bravo, da, așa, da. Și pentru că, ca să continui cu discursul lui, fotbalul este un fenomen social, probabil de primă importanță și... Cum se numește? CSR, cum se numește? Zona asta din afara, zonei pe care tu vrei să dezvolți comunitatea pe care, în care activezi și... Ți se pare că această viziune, care este împărtășită de mulți, da, că da, așa ar trebui să se întâmple, chiar colegi sau foști colegi pe care i-am, care au altă vârstă și un alt background, să zicem, cultural și da, susțin această idee că ar trebui să se întâmple așa, nu crezi că în această... în acest discurs, în aceste idei, se regăsește admirația ascunsă sau mai puțin ascunsă pentru personaje de tipul Erdogan, premierul acesta maghiar, Orban, președintele Rusiei și așa mai departe. Adică niște mâini de fier care fac în așa fel încât, de exemplu, o companie de dimensiunea lui Gazprom, da, face fotbalul să fie foarte performant în anumite zone. Și a făcut Schalke, Gazpromul, acum are Steaua Roșie. Zenit. Adică Roșie, da, sunt niște investiții pe care le-au făcut. Dar care se fac, pentru că de ce se fac ele la Sankt Petersburg și nu se fac la Moscova? Pentru că Putin iese din Sankt Petersburg și ține cu Zenit. Nu, dar care a fost scopul până la urmă? Că scopul nu era dezvoltarea fotbalului, ci era totuși scopul, miza era să-l construiască pe Putin și să-l facă ca pe un personaj din ce în ce mai prizabil, acceptabil. Okay. Întorcându-ne la chestiunea noastră, la ograda noastră. Da. Deci scopul investiției Gazprom ăsta era. Nu era dezvoltarea fotbalului. În schimb, ce vine Hagi și îmi spune, domnule, când auzi aceste viziuni, deci trebuie companiile să fie obligate, nu îl regăsești, pentru că există foarte multă admirație. Mi-au ce amintit Marius și Mudică, cum spunea, ce a făcut Erdogan pentru fotbalul din România. Gică Hagi spune ce a făcut Orban pentru fotbalul din România. Onoroiu, să n-audă Uniunea Europeană, cum a zis. Există printre oamenii importanți din fotbalul nostru această admirație față de aceste mâini de fier în accepțiunea lor, care fac dreptate companiile acestea să dea bani la Mihai, fotbal. Mihai, trebuie să nu desincronizăm totuși cu țara în care ne aflăm. Totuși o țară în care oamenii aceștia pe care îi vehiculăm acum s-au dezvoltat în perioada unei mâini de fier, în perioada lui Ceaușescu. Asta este o explicație care, da, ar fi logică pe care o ofer. Era Valentin Ceaușescu, zicea, acolo merge jucătorul. Am colegi care n-au trăit comunismul în mod rațional, să zicem așa. Și Revoluția a prins pe la 2 ani sau ceva de genul acesta. Nu înțeleg argumentele. Adică înțeleg ideea, poți să obligi o companie să aibă și investiți, poți să... Are un noi, mă, să zici, domne, ești obligat să și dezvolți comunitatea din care faci parte, să dai niște bani în plus, nu mai secundă? Știi că pe site-uri așa este prezentat. Deci când Gică Hagi are o răbufnire în asta, îi vine lui din nou și aproape la fiecare apariție publică, la fiecare conferință de presă susține ideea asta, de multe ori site-urile din România așa titrează. Gică Hagi a avut din nou un discurs manifest. Adică discurs manifest, ce-mi place asta. Deci că Hagi a avut un nou discurs manifest. Păi da, discurs manifest, dar trebuie să se fie manifest și pentru logică. În sensul că, repet, tu nu înțeleg de ce ai obligat către fotbal. Nu mi se pare, n-are noi, mă, discuția. Adică, de ce ai obligat către fotbal? Poți să dezvolți... Pentru că femeia asta ne interesează fotbalul. Am înțeles, dar asta încerc să spun. Cel care susține această idee. Companiile pot avea această, nu știu, obligație de a dezvolta comunitatea din care fac parte, dincolo de business-ul pe care l-au. Dar nu poți să-i obligi să dezvolte în cadrul comunității ce vrei tu. Nu știu, în democrație nu ar trebui să fie obligată la nimic. Deci trebuie să zicem, să zici că... Adică, ok, există conceptul de taxe. Ok, asta pot înțelege, dar de aici, de la taxe care trebuie date către guvern și apoi ele o administrează după cum... taxele au noi masă. Până la urmă e o deductibilitate din taxe, mai scazi, nu știu, pentru că până la urmă te gândești că taxele au ca scop
facilitarea țării, facilitarea lucrurilor în țara respectivă. Adică tu ca, nu știu, mă oferesc să dau exemplu de brandul, dar e un brand oarecare și te gândești, băi, are nevoie de străzi, are nevoie de poliție, are nevoie de, adică atunci trebuie să plătești taxe tu în țara respectivă. La fel. De ce nu vrem noi să nevoie și dezvoltare. Știi că în 94 a apăruse bannerul acela Haji for President, a apărut în America în 94 la Mondial. De ce nu vrem să ne uităm acolo unde Haji for President? Adică nu avem legătură. Adică nu suntem... Noi nu privim către Anglia și către America. Noi și la peste 30 de ani de la Revoluție, tot către Turcia, tot către Ungaria, care mi se pare o republică sovietică în acest moment, tot către fosta Uniune Sovietică privim când ne alegem modelele de gândire și așa mai departe. Pentru că, până la urmă, noi trebuie să înțelegem că suntem la 30 de ani de la momentul în care am închis o perioadă de 40-50 adică, de ani. Adică Hagi adică vede, așa comunism, ceva, vede nu, așa ceva în Anglia, în America. Noi de acolo, acolo ne-am construit de totuși în zona comunismului. De ce nu privește către acea zonă? Noi așa ne-am pentru că nu-i clădit. Convine, pentru că în Anglia nu-i convine să privească încolo, pentru că în Anglia și în America, adică Hagi n-ar exista de ce spun? Ca patron. A, ca patron. Pentru că în Anglia sau în America, păi, acum să fii patron, trebuie să-ți permiți. Păi vezi, a, ok, că o să vine și îți bate în, cu... În Anglia și în America... Îți bate cu pumnul masă, în Anglia... Această ipostază de patron da. Este ca o nobilare în sport. Deci sunt mulți miliardari în America ce stau la coadă pentru a se găsi un brand care poate fi cumpărat. Și atunci când ai fost primit în cercul acela restrâns, ești ca și cum ai fi înnobilat în sport. Adică trebuie să-ți permiți anumite lucruri. Păi nu, dar în Anglia, de exemplu, e Newcastle, Mohamed adică, Bin Zayed. Trebuie Bin să facă cumva o companie ca eu să joc fotbal ca Hagi. Să spun că... Deci Gică Hagi a fost dăruit cu acest talent uriaș de a juca fotbal, dar el nu are această cădere de a fi patron. Sau dacă poate să fie patron, poate să fie patron doar la nivelul acesta. Nu înțeleg argumentul. Deci nu are bani suficienți? Da. Te referi la faptul că nu are suficienți deci ca să fii patron în Anglia sau în America, trebuie să-ți permiți. Păi și el nu-și permite? El nu-și permite. Păi își permite să fie patron în România. El își permite să fie patron în România, dar el tot spune că nu mai vrea să fie patron la scara la care este. De-aia tot strigă. Păi nu, dar el, nivelul lui financiar, este de patron în România și își permite lucrul ăsta. Da, dar el, nu, el e de un patron de clasă medie în România. Da. Păi și el nu mai vrea să fie de clasă medie în România și mai mult vrea să fie de clasă medie în Europa, eventual. Nu știu dacă vrea și, să... Da. Ba da, el asta susține. El tot spune că el vrea să fie, spune indirect că vrea să fie precum Steaua Roșie, precum Ludogoreț, precum alte echipe cu dare de mână din Europa de Est. Și își dă seama că nu-și permite, el nu-și permite, nu are banii necesari. Da. Și atunci zice să vină companiile, să mă facă precum Steaua Roșie, precum Ludogoreț. Cum s-a întâmplat la Steaua Roșie, că la Steaua Roșie a venit o companie și l-a făcut. Am înțeles ce spui, Mihai. Adică tu vii și spui, domnule, patronii în alte locuri sunt oameni care își permit și n-au nevoie de intervenții de-astea forțate. Eu zic că dacă tu poți să fii patron și să reușești fără bani personali, să creezi un proiect, cum reușește Gică Hagi. Acum proiectul lui este cam pe zero sau de multe ori înțeleg că aproape în fiecare sezon că are un anumit plus financiar. Dar el nu se mai mulțumește cu atât. El strigă în continuu după bani, în spațiul public face asta. Nu vezi niciun alt conducător de club să facă asta, pentru că el nu mai vrea să fie la nivelul ăsta. El a spus, eu nu dau salarii mai mari de 7.000 de euro pe lună. Și nu mai vreau asta. Eu vreau bugete, vreau 10 de milioane să am. Și nu își permite mai mult decât atât. Dar bine, el nu pune la persoana întâi. El spune, noi să avem. Dar el, de fapt, se referă la el. Dar că n-ai cum, până la urmă, să obligi companiile. Eu vreau să spun că fotbalul, în primul rând, poate obliga companiile. Înțeleg. Deci nu ești de acord că e un discurs manifest? Nu. Fotbalul poate obliga companiile, fiind o zonă... Ai un discurs antimanifest. Devenind o zonă, deci fotbalul trebuie să devină o zonă extrem de dezirabilă. Adică să devină o zonă a civilizației în care companiile să simtă că au un beneficiu foarte mare să se asocieze. Și acum văd fotbal totuși, dacă ne întoarcem la Valerică Găman, vrei să te asociezi cu lumea asta, cu Gămani, cu nu știu ce, nu prea vrei. Uite, un mecanism prin care poți să aduci companiile este să creezi acest fotbal ca într-o zonă profesionistă în care se întâmplă lucrurile dezirabile, să-ți placă să fii asociat acolo, să-ți placă să... Uite-te, Hagi, de exemplu, are sponsori destul de multe, adică la nivel de sponsorizări a dobândit foarte multe. Un brand super atractiv. E ceva, vrei să te asociezi cu Hagi. Dar el cu toată această pleiadă de parteneri, cum nu are, cred că, nicio echipă din România. Că sunt anumite companii pe care gen de companii care numai la farul au venit. Da. Dar el nu se mulțumește, nu e mulțumit. În continuu mai despre asta vorbește, despre bani, că nu are bani. Că nu are bani pentru a face o performanță la un nivel
la un nivel mult mai ridicat. Pentru că el spune, eu nu mă consider inferior niciunui antrenor din Europa. Și atunci, pentru a demonstra această știință a mea, am nevoie totuși de un fundament financiar pe care eu nu mi-l pot permite și atunci să vină companiile să-mi dea am bani. Am început să-i pun la îndoială calitățile de antrenor ale lui Hagi. Nu, eu spuneam ce spune el. Nu, eu spun ce zic eu, că am început să-i pun la îndoială calitățile de antrenor. De ce? Pentru că vedem că totuși de-a lungul timpului, ok, eu înțeleg că n-ai bani, n-ai nu știu ce, dar adică ești în situație mediocră economic vorbind, dar pe de altă parte în Europa te faci de râs constant. Adică, da, da, el spune că se face de râs acolo. Păi nu, dar nu s-a făcut de râs în Champions League, s-a făcut de râs până să intre în Conference League. Adică e totuși un nivel foarte scăzut în care te faci de râs. Adică te faci de râs cu echipe din zone din care nici ei n-au bani. Adică te faci de râs cu alte echipe care n-au bani. Adevărul că nu-ți imaginezi o echipă din Finlanda care să se scalde în bani. Echipa da. Care l-a eliminat pe el. Da, 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 asta spune. Adică nu ai ajuns la competiția în care, bă, dacă ai fi avut bani, ai fi... Adică n-ai ajuns să te luți cu unii care au bani. Tu te luți cu unii care n-au bani. Din Finlanda își permit ceva în plus față de el, e adevărat. Dar nu semnificativ. Nu semnificativ diferit și sunt similare totuși, dacă să-i seri deodată. Deci am motive să pun la îndoială calitățile de antrenor ale lui Hagi urmărind totuși activitatea asta. Adică tu te uiți că eu sunt ca la camera VAR. Mă uit la un ecran și bă, a fost faul, adică nu sunt subiectiv. Spun, bă, văd totuși din prestația sa că e posibil să nu fie atât de mare așa cum am ridicat noi. Pentru că el s-a ridicat, Mihai, s-a ridicat pe ideea că ceilalți antrenori sunt mediocri și sunt mediocri ceilalți antrenori și între mediocri ăștia a reușit să construiască el o echipă cu un model sănătos și așa mai departe. Mi se pare fantastic ce a reușit în sezonul trecut. Păi da! Cu păi potențialul da. Lui financiar. Dar asta nu îl face competitiv la nivel european, asta îl face competitiv la nivel de... Păi nu, dar el zice, cu știința pe care am demonstrat-o, câștigând campionatul, de exemplu, cu atât de puțin bani, dacă aș avea și bani, aș putea la nivel european da. să fac... Da. Dar banii aceștia cum vin, zice el, prin obligarea companiilor. Dar nu poți să obligi companiile să bagi bani. E o prostie. Hai să admit. Până și Hagi are momente în care spune prostii. Hai să admit. Să ne permite să-i dăm un pic colana și să spunem. Yannis Hagi, e posibil, nu știm, nu știu, să nu fie atât de bun jucător. Nu te înțeleg. Deci tu spui despre un discurs manifest că este... Da. Ce ai spus discurs că este? Manifest. Păi și eu am un discurs manifest.